noroc. La live ne conectăm. Comentarii în jos. APSM. Repede. Ne coagulăm. În pericol public. Noi nu reprezentăm. Yo, Andruha mă numesc. Pe tine te cunosc. Înseamnă că te iubesc. Analog sunt și tu. Yo. Noroc, prieteni. Hai, cred că putem să începem. Suntem mai mult de 12 oameni. Rezultat frumos. Astăzi propun să gândim o temă nu atât de importantă pentru mulți dintre voi care au crezut că briefingul lui Plaha a fost important. Da, briefingul lui Plaha a fost foarte important. O lansat în sfârșit, public, deschis. O lansat Catleta cu votul uninominal. Maladeț pentru curaj, domnul filantrop, sau cum îi mai spune. Bineînțeles că apreciem asta. Calitățile retorice sunt deosebite ale acestui domn. Cu cât îndrăzneală grăie el citind de pe tabletca și Lenovo, maladeț pentru asta. Dar, înainte de a vorbi despre votul uninominal, înainte de a le face plac trolilor, pentru că ei anume asta și așteaptă, că ei de-amu au și site votuluninominal.md, iau și pagină pe Facebook pățănașii, iau reclamă la radio, reclamă la TV, reclamă pe panouri, reclamă tipărită, băieții au tot bagajul pregătit frumos. Înainte de a le face pe plac și a vorbi despre votul uninominal, eu vreau să ating o temă cu care s-a terminat săptămâna trecută. Și iarăși, tema asta nici de cum nu-i furtul miliardului, nici de cum nu-i conflictul transnistrian, suveranitate, nici de cum nu-i motivele de vomă pe care Igor Dodon le reprezintă atunci când apare în public. Nu. Această temă, probabil pentru mulți dintre voi, ar suna cunoscut sau would ring a bell, vorba englezului, dacă v-ar spune câteva cuvinte cheie. Dacă ar spune Diana Rotaru, Alexei Dimitrov, parcări neregulamentare, cu siguranță v-ați amintit un video de săptămâna trecută, difuzat de cei de la Stop Ham, eu și-l puțin așa de acolo l-am văzut, dar din câte am înțeles a fost și pe Curaj, a fost și pe contul Alexei Dimitrov. Un video care pe Facebook a adunat vreo 300.000 de vizionări, vreo 6.000 de like-uri, 1.400 de comentarii în jos paginii. Ca să sintetizez, eu ne-am făcut niște notițe apropo de comentarii, top comentarii cam ar fi acestea, stai că eu ne-am scris. Nu vreau să greșesc, pur și simplu, nu vreau să inventez din capul meu, vreau să citesc comentarii reale. Primul comentariu constructiv ar fi fost Bledina Conchinaia, a doilea Sosca Iobanaia și a treilea Parchează ca un tractorist. Comentarii care în mod categoric au ajutat la rezolvarea problemei identificate în acel video. Dragii mei, hai să vă povestesc o scurtă istorie, foarte nesenzațională, nepopulară. Poate mulți dintre voi nici n-ați vreți să comentați în josul acestei istorii. A fost odată un om care a parcat neregulamentar. Acel om a parcat neregulamentar și așa s-a întâmplat că agentul de parcare sau polițistul sau orice organ municipal care se ocupă cu depistarea acestor nereguli a văzut mașina, a scris numărul de plăcuță din matriculare, i-a scris o amendă, amenda are un termen de 30 de zile, amenda e vreo 50-53 dolari și de-am rămâne la discreția șoferului, proprietarului mașinii, mai știu eu cine era acolo, să plătească această amendă. Sfârșit. Gata, aici a luat sfârșit istoria. Și spuneți, trebuie să mai adaug ceva. Mai era cineva. Era un activist civic care a făcut poză și a transmis poliției pozele. Foarte bine că era un activist civic, asta e foarte bine. Eu sper că poliția atunci când a venit, eu mulțumit și după asta eu zic că, dragă activist civic, ești un cetățean exemplar, dar de acum încolo nu mai este nevoie de tine, pleacă, ciao, bye, adio, ce, nu este nevoie de mine, un om cu telefon mobil în centrul orașului care, depistează nereguli? Nu e nevoie de mine. Nu, ciuvac, nu e nevoie de tine pentru că poliția își face datoria, nu? Sau eu greșesc? Voi vreți să spuneți că poliția nu își face datoria în Republica Moldova? Mi-am pare rău. Strochiți-vă cu un pahar de apă caldă sau, în cel mai bun caz, apă oxigenată. Mi-am pare rău dacă voi credeți că poliția nu își face treaba în Republica Moldova. Pentru că în cazul dat noi am observat că poliția își face, minunat treaba. Eu, dacă îmi permit să și o leacă de judecător aici, o să-mi permit să-i judec puteți deodată. Pentru că eu cred că în situația dată, în acest video, și hai să pornim acel video, că el se ruleze în stânga noastră, în acest video au greșit toți cei implicați. Eu îi consider pe toți că au greșit. Hai să începem cu protagonista numărul 1, Diana Rotaru. Eu cred că Diana Rotaru a greșit din multe puncte de vedere, morale, educaționale, de simț, de bun simț, de tact. Diana Rotaru a greșit foarte tare. Și eu greșit într-atât de tare încât
foarte multe greșeli nu sunt deloc încadrabile în rem și legale, dar nu putem vorbi despre o lege, adică atâta timp cât Alexei Dimitrov s-a apucat să depisteze nereguli de parcări sau parcări neregulamentare, apoi ele nici de cum nu se înscrie în căutarea lui Alexei Dimitrov. Și atunci eu vă întreb pe voi, mă întreb pe mine, întreb pe și 1400 de oameni care au comentat în jos postării, voi vă mai amintiți de la și tătopornit? Vă amintiți despre și este acest video sau despre și trebuia să fie acest video? Despre cum un om depistează o neregulă, comunică poliției, poliția îi strânge mâna, zice bravo, cetățean exemplar, la revedere, mulțumim, de acum încolo noi ne facem treaba. Eu greșesc ceva, poate eu înțeleg puține, poate eu sunt atât de nepopular și trăind departe de Moldova, olea că am uitat cum stau lucrurile, dar pe bun e atât de complicat să se termine acel video în momentul în care tu ai aflat că poliția a scos plăcuța din matriculare și atât? Ori în cazul dat și s-a numplat. Deanu Rotaru a început să fac o greșeală de sistem sau, nu știu, e o greșeală tare dureroasă. Deanu Rotaru a început să explice de ce ea a parcat așa cum a parcat. Ori, nu știu, eu s-a urmărit de foarte mulți moldoveni din state, de moldoveni din Canada. Presupun că și în alte țări e similară situația. Dacă se întâmplă și amendat de un polițist, de un agent de staționament, cum se numește aici, agent de parcare municipal, pentru parcare neregulamentară, apoi nimeni nu te întreabă de ce ai făcut asta. Și mie uneori îmi pare rău, pentru că eu mi-am place să comunic cu oameni și atunci când văd doar un bilețel roșu cu amenda $53, eu mă întristez. Mi-ar fi plăcut să comunic. Dar nimeni nu m-a întrebat, Andrei, dar de ce ai parcat așa cum ai parcat? Explică-mi, te rog. Aveai un interviu important? Poate aveai o întâlnire la Molda Sig. Explică-mi, te rog, o dramă personală acum are pe jur, pentru că eu am job care e plătit de la oră la oră și vreau să te ascult pe tine cine tu ești, un nimeni. A? La revedere, bye. Nimeni nu m-a întrebat, deși eu am parcat așa cum am parcat. Pur și simplu s-a constatat neregula, s-a aplicat amenda, la revedere, s-a făcut datoria. Șamu din prostia mea, în cazul dat din prostia de ani, se duc bani într-un buget de milioane municipal în cazul dat, din care se iluminează parcuri, se face un skating ring, se construiește un stadion de fotbal, se dezăpezește un trotuar, sau eu iarăși gândesc greșit. Correct me if I'm wrong, vă rog frumos, prieteni. Apia că Deanu Rotaru s-a apucat să explici deși e o greșit. Și asta blew my mind, o zarvit creierul. În momentul în care tu zici că da, recunosc că am greșit, dar... Și aici urmează explicația. Asta înseamnă că musca ta pe cășulă nu ți-e suficient. Tu vrei să mai bagi musca pe cășula ta. Internetul este un organism destul de cu limba deșchicată, cum s-ar spune. Și nu te pui cu dânsul. E foarte periculos să te pui cu dânsul. Eu îmi imaginez situația în care Alexei Dimitrov avea să filmeze pe cineva care o staționat greșit, o parcat greșit. Și acel cineva avea să fie puțin mai inteligent ca Diana, n-avea să cadă pradă provocărilor și, pur și simplu, avea să spună, băi, am greșit, sorry, ca... Lina, poate n-a să acumuleze nici 10 like-uri, ce za fignea? Cine sunt toate asta? Alo? Alo, se aude? Alo? Da, parcă se aude. Apiaca, și eu îmi imaginez această situație. Ori în cazul dat, Diana s-a apucat să-i explice. Și aici, după mine, este o greșeală foarte mare. Și Diana putea să aibă transfuzie de sânge, putea să nască copchii, dar atâta timp cât faci un lucru ilegal, recunoaște că îl faci ilegal, recunoaște-ți greșeala, pentru că, repet, în cazul dat, nu este furt de miliard, nu este conflict transnistrian, este o chestie care se pedepsește ușor, fără judecată, tam-tam în fața ulimului, super simplu, fără surori, martori a unei alte presupuse infracțiuni la care noi am trebuit să ne rupem capul. E zgâriată Diana aici sau nu? Este aplicată de cine? De Ciujoi? De Sigourney Weaver? De ce fel de monstru a fost aplicată această zgârietură? Noi nu trebuie să fim martorii la așa ceva. Și cu atât mai mult nici Alexei nu trebuie să filmeze și nu trebuie să implice în asta. Dar mușa ajungem și la Alexei. Despre Alexei, eu puțin îl cunosc pe Alexei, l-am văzut de câteva ori fizic în viața mea, chiar și ne-am salvat, dar din ce își face el pe internet, nu tare mă faci să-l plac, dar poate așa e spiritul lui de activist civic. Și el puțin e, nu tare ne spire încredere, pare a fi un om cu foarte puțin simțul umorului. Ori în cazul dat, eu cred că trebuie de aplicat simțul umorului. Ori Alexei are o dragoste deosebită pentru cuvântul duduie. Eu cred că de vreo 40 de ori am numit-o pe Deanu Rotaru duduie. Care este o leacă bezfusnă și lipsit de imaginație, dar anyway, asta e voia lui Alexei. Maladeț Alexei. După mine, greșeala lui Alexei foarte mare e că el la un moment dat a încetat să fie activist civic și a devenit Andrei Malahov. El a devenit provocator, el a vrut să facă show.
Și în momentul ăsta el a uitat de la ce a pornit. Pentru că și tu și eu, atunci când citim sintagma activist civic, la ce ne gândim? O, ciotcos, ceva cu sapă, nereguli, ceva cu vrea să depisteze oameni care încalcă regula și vrea să ajute organele de drept, organele care trebuie să asigure aplicarea legii în Republica Moldova, să ajute să găsească criminalul, să găsească infractorul. Maladeț, Alexei, o super funcție, super nobilă, maladeț. Plecăciuni, serios, cetățean exemplar. Dar în cazul dat, tu și ai ajutat la rezolvarea problemei. Și în cazul dat, Alexei, tu îți mai amintești de la ce problemă tu ai început? Eu mă tem că nu. Mă tem că nu ți amintești. Pentru că tu ai început să grești despre vedetismul unora, ai început să deorgăiești oameni care trec pe lângă Ulim, ia uitați-vă cât e de incomod, parcă altă mașină și e. Da, ciuvac, dar cu asta tu și sporești, anume, cu și sporești numărul parcărilor regulamentare sau numărul oamenilor care vor conștientiza cât e de important să nu întârzii pe la interviuri și să nu se creadă foarte important și nu-ți dăie mare importanță într-o țară cum e Republica Moldova. Pentru că Diana Rotaru asta a făcut, i-a călcat pe bec explicând de ce a parcat greșit și după asta explicând i-a dat importanța acestui gest. Din păcate asta e foarte amuzant. Noi putem să depistăm vedetismul de Ani Rotaru, dar el în niciun caz nu poate fi o chestie ilegală sau condamnabilă. El poate fi o chestie de care noi putem să râdim în hohote, pentru că unul la mână, să fii vedet în Republica Moldova, asta îi de râs. În cadrul unei țări care este cât un garaj, să fii vedetă este deloc complicat, respectiv este de râs să crezi că asta e un rezultat. Unul la mână, doi la mână, să crezi că ești vedetă, să ai interviu important și să crezi că asta e mai important decât legea, tot este destul de râs. Confirmă o leacă faptul că tu vapșe nu vrei să miști carul din loc într-o țară cum e Republica Moldova. Apiacă, Diana Rotaru a greșit? Cu dată explicații. Alexei Dimitrov a greșit, conceput să considere Andrei Malahov în loc să continue să fie activist civic. Dar după asta urmează o greșeală coronă, o greșeală care încununează tot asta. Și greșeala îi aparține, iată, acestui domn și după aia colegului lui care a venit. Greșeala e de partea poliției, o greșeală majoră, greșeală de rădășină, de alfa și omega, dacă vreți. O greșeală în care acest domn avea o singură datorie. Bună ziua! Ați depistat-o în regulă? A, ok. Mulțumesc, Alexei, pentru poze. Mersi frumos. Da, uite, noi deja i-am luat plăcuța din matriculare. Totul în regulă. Noi urmează să stabilim când Diana Rotaru să-și plătească sau nu amenda. Și atât. Mai departe nu este nevoie de tine. La revedere, Alexei. Și ce probleme mai aveți? A, o presupusă infracțiune, atentat la vătămare corporală sau cum se mai cheamă. Ei, asta încă rămâne de demonstrat. Diana este liberă să meargă la secția de poliție, să scrie o plângere pe numele lui Alexei Dimitrov. Nici o problemă. Acum spunem la revedere și Dianei, că nici Diana nu mai este nevoie, cu tot mai mult sora ei care n-are și cătana asta. La revedere, noi suntem polițiști, noi urmează să ne facem mai departe treaba, mai ales că mai sus, mai la deal de Ștefan, noi mergem să verificăm și fac barâjele și alea în Volga și în Škoda, care vând droguri pe la fiecare care trece sau pe la fiecare care îi sună. Ce ai spus, Andrei? Sunt șoferi de taxi în Chișinău care comercializează droguri, substanțe psihotrope? Vai, nu, asta n-am spus eu, asta au spus menții, foștii menți care îi crășuiesc pe dânși. Dar lăsăm tema asta, pentru că nu există suficiente urechi deschise la asemenea probleme. Noi trebuie să remarcăm vedetismul de Ani Rotaru, pentru că asta rezolvă, problema parcărilor neregulamentare din Chișinău, nu-i așa? Apoi că după tot acest amalgam, eu atât de tare m-am întristat. M-am bucurat de fapt că internetul nostru este receptiv, apasă de 6.000 de ori pe like, scrie 1.500 de comentarii, 300.000 de views are video pe StopHam. Maladeț, super ciotcos, dar aceiași băieți la StopHam, băieți, voi nu v-ați defocusat alea cât la problemă? Voi nu vă pare că atacând un presupus orgoliu a unui om, simplu cetățean, voi prin asta îi dați importanță de fapt, nu considerând-o vedetă și tratând-o ca pe vedetă și atacând-o ca pe vedetă. Atacând orgoliul ăsta unui simplu cetățean, noi ne defocusăm de la problema parcărilor. Noi încetăm să le explicăm oamenilor despre cât e de important să ai respect unul față de altul într-o urbă, într-un oraș în care noi trăim strâns unul lângă altul. Și fie că ai BMW, n-ai BMW, fie că ai transfuzii de sânge, naști inoplanetieni, orice, atâta timp cât faci un lucru ilegal, există o chestie mai superioară decât noi, care se cheamă legea. Eu sper că voi împărtășiți părerea sau părerile pe care eu reușesc să le debitez în acest live. În caz contrar, ne-e destul de trist, văzând cifra mare de oameni care au început în comentarii, pur și simplu să toarne rapăn în adresa de Ani. Superb, super ciotcos, maladeț, aveți imaginație, dar cum asta rezolvă problema? Unul la mână și doi la mână, voi vă amintiți la ce problemă noi am pornit? Mă tem că nu.
Și ne e trist că eu îmi imaginez, eu întotdeauna încerc să mă pun în locul unei din aceste persoane. Fie că eu sunt Alexei Dimitru, fie că eu sunt vedeta. Bineînțeles că mi-ar fi plăcut să fiu vedeta, da. Apiacă. Și eu îmi imaginez, eu sunt și un strad în cazul dat. Eu o să am dreptatea mea, tu o să ai dreptatea ta, dar la sfârșit noi avem nevoie de ceva care este mai superior decât noi, care se cheamă legea, să fie aplicat de cineva în care noi avem ambii încredere, care este plătit indirect de noi, care se cheamă polițistul. Ori în cazul dat, această încredere ne este amputată, ne este furată. Bietul polițist și colegul lui se uitau ca la un spectacol la care ei nu știu de la și capăt s-o apușii. Tot ce își doreau în momentul acela să meargă să joace o FIFA. Dar numai să nu se uite la tot asta, că ei nu știu care e capătul acestui scandal. Pentru că ei nu știu că legea în Moldova trebuie să fie mai sus. Și el e reprezentantul legii și el trebuie să închidă gura oamenilor care lui îi fură din timp. Pentru că timpul lui e timpul tău și a meu, a oamenilor care din când în când, o dată pe an, reușesc să plătească impozite în Republica Moldova. Tak vot, dragă internet, o sinceră, drăgăstoasă rugăminte către tine, atotputernicul. Hai să încercăm să nu pierdem focusul de la probleme atunci când vine vorba de parcări neregulamentare, de activism civic. Pentru că vedetismul cuiva, orgoliul cuiva, deloc nu ne rasă aproape și deloc măcar nici nu ne ajută să rezolvăm problema. În contextul defocusării, putem să încheiem cu șereșica de azi lansată de domnul filantrop Vladimir Plahotniuc, sau cum îl mai cheamă prin documente, care vreo 7 documente. Nu știu dacă voi ați văzut sau nu declarația domnului Plahotniuc. Eu vă recomand să intrați pe privesc.eu și să-l ascultați vreo 20 de minute. Dar, în esență, omul s-a apuc să schimbe sistemul electoral din Republica Moldova. Pentru că omul zice că amu, în Republica Moldova, deputații nu prea îi reprezintă pe oameni. Nu prea îi reprezintă pe oameni din Moldova, nu prea îi reprezintă pe moldovenii din diaspora. Și că amu asta trebuie de schimbat. Dar în același timp eu ne amintesc că săptămâna trecută Andrian Candu, cu atâta jovialitate, cu dragoste, cu flăcări ieșind din aripi și din piept, spunea că anul trecut o mână de deputați a avut curajul să facă, să consolideze o majoritate parlamentară. Și pe de o parte Plahotniuc zice aici că parlamentarii nu reprezintă poporul, că e plin de traseism politic și corupți. Eu nu înțeleg, voi alea că vă contrazâșiți, pațanași. Da, eu înțeleg, Candu e super simpatic, eu înțeleg, Plaha e super penibil, dar măcar înțelegeți-vă în declarații, tu nu poți, unul dintre voi nu poate să laude parlamentul și majoritatea parlamentară și voi nu puteți să vă mândriți că aveți majoritate, respectiv voi puteți schimbați tot, voi puteți lansați o catletă, s-o votați, s-o abrogați orice, voi puteți schimba tot pentru că voi aveți majoritatea și nu poți după asta să faci conferință și zici, ei, bățanii, chiar și cu majoritatea asta ceva nu ne merge nou, ceva nou nu ne merge, trebuie schimbat asta. Apoi atunci schimbarea nu e pentru noi, nu e pentru cetățeni, schimbarea aparent e pentru voi, problema e în voi, pățanași. Deci pe noi trebuie să ne doară această problemă. De ce tu pe noi ne defocusezi la cu totul alte probleme? Deși tu nu vrei să eliberezi justiția de politizare, deși tu nu vrei să eliberezi procuratura de politizare, deși tu nu vrei să declari cum PD-ul este finanțat, deși nu vrei să faci transparență în finanțarea partidelor din Republica Moldova, deși nu vrei să asiguri transparență în finanțarea resurselor media din Republica Moldova. Nahrena te-ai apucat de sistemul electoral? Znaci, tu ție-ți tragi ogheaul, dar nie, care-i ghinile care ne-l faci? Anyway, eu vreau să-mi fac timp să gresc o leacă mai detaliat despre ce și-o lansat Asplaha la briefing, dar deocamdată cam atât despre ce a făcut sau n-a făcut Diana Rotaru, s-a zgâriat, nu s-a zgâriat, în momentul ăsta cu mâna, vă abșeni, s-a părut penibil. Sănătate le doresc tuturor, foarte multe inspirații doresc lui Alexei Dimitrov, dacă el urmează să mai continue această rubrică sau activitatea lui de om cu spirit civic bine pronunțat. Și doresc tare mult putere polițiștilor din Republica Moldova. Încă un jis de-a meu îi să fac o colecție, un compendiu, sau cum asta se cheamă, un almanah al lipsei de autoritate a poliției în Republica Moldova. Eu cam odată la două săptămâni, în special de la Canal 3, văd știrile astea criminale la secția de poliție, tot felul de bețvani, nu știu acolo, criminali care vin și observ că poliția, de fapt, în Republica Moldova este cât se poate de incompetentă. În momentul în care tu, pur și simplu, vrei să o vezi, imobilizând un criminal, imobilizând un om care suferă, bolnav, șizic, orice. A poliția nu face asta. Unul din polițiști se apucă să filmeze, alți reporteri se apucă să filmeze asta și zic circ la secția de poliție. Nu, pățani, asta nu e circ la secția de poliție, asta e circ în capul vostru. Eu v-aș arăta un reportaj, dar eu nu știu cât voi sunteți de pregătiți și eu nu știu câți dintre voi au mai mult de 18 ani. Pentru că
Pe de o parte, reportajul a fost difuzat la TV, la o oră de seară, a fost difuzat la Canal 3. Dar eu nu știu câți dintre voi se uită la transmisiunea asta online. Eu să îndrăznesc. Dacă e prea de tot, după transmisiunea live pot stai sau puteți să mă raportați la Facebook. Dar eu vă spun, reportajul a fost difuzat de Canal 3, respectiv televiziunile sau cum se cheamă, Consiliul Coordonator Audiovizualului a acceptat acest reportaj. Haideți să încercăm să urmărim și într-un fel să concluzionăm toată ideea noastră despre lipsă de autoritate în cadrul poliției din Republica Moldova. Haideți să vedem dacă este sunet. În stare avansată de ebrietate, omul aproape că i-a dus la exasperare pe agenții aflați în serviciu. Totul s-a întâmplat după... Ok, reportajul despre un om aflat în stare de ebrietate la o secție de poliție, da? Hai să ascultăm această domnișoară absolut simpatică, care atât de bine se potrivește cu această știre criminală, în care tu pur și simplu te uiți la dânsa și zici, băi, și de haroșă, și de superbă, uite de generată. Și știrea asta hot, știi, cu sânge și cu bătăi de la secția politică, poliție, lealici, prostă lealici. Atul de poliție aflat în stare avansată de ebrietate, omul aproape că i-a dus la exasperare pe agenții aflați în serviciu. Totul s-a întâmplat după ce un taximetrist l-a comunicat oamenilor legii că un individ lovește toate mașinile parcate în preajma sa. E clar că tipul nu se simțea extraordinar. E clar că tipul avea ceva care nerosea schizofrenie. Pentru că el a început să zică, poliția, etanaj, dom. Peste câteva minute el a început să plângă. Peste alte câteva minute el a început să zică, kto tronit moju mamu, tavo ja ubiu. Tot asta durează în reportaj 3 minute. Eu nu-mi imaginez, eu presupun că a durat vreo 20-30 de minute la secția de poliție. Dar să stai tu, om cu camera, om cu microfonul și câțiva polițiști la secția de poliție și să-i permiți acestui tip să debiteze prostii, plin de sânge la față, să scuipe sânge pe podea, să scuipe sânge pe scaune la secția de poliție, care este un loc public în care mai intră oameni și o să mai intre oameni, să permiți asta să se întâmple fără ca să-l imobilizezi decât spre finalul reportajului, ne pare prost o lipsă de autoritate. Și atunci când eu o să am un conflict cu cineva sau o să am de reproșat ceva cuiva și vreau să mă gândesc, băi, dar unde e legea ca să mă apere, de să apelez la poliție? Apoi eu să mă îndoiesc de multe ori pentru că eu n-am să am încredere în poliție. Pentru că poliția își face. Poliția are alte priorități, înțelegi? Poliția poate să-l filmeze pe tip. De să-l arate, că este un moment când îl filmează. Ia uite. Îl filmează pe tip. Colaboratorul. Și încă și are un mic rânjet acolo. Nu știu dacă voi observați. E destul de slabă calitate. Încet, încet, nițel zâmbește acest domn. În fața ta stă un om iavna bolnav, beat, care trece printr-o fază de stres teribilă, care numai și-a stricat niște oglinzi la mașini, care a scuipat cu sânge în sectorul tău de poliție. Tu îl filmezi, asta e foarte bine, se documentează cazul, dar și alți polițiști de lângă tine șis, proteză, șis, făcuți din vată, din șis făcuți. Tu îl oprești, tu îl imobilizezi, bratan. Și asemenea cazul nu sunt atât de mult. Eu am un reușit să găsesc, dar țin minte, era cu un procuror de la Criuleni sau din Căinari sau din Căușeni, nu mai țin minte. Stă procurorul beat la volan și polițistul se apropie de geam, bate în geam. Domn procuror, domn Vasile sau cum cheam, ieșiți vă rog frumos, eu vă rog frumos, hai părăsiți mașina. Nu ca cuva hrenă, ce înseamnă vă rog frumos? Tu ai tătă puterea în tine, în spatele tău stă o chestie care se cheamă legea. Tu ai tătă puterea să-l nu-și faci, să-l iei, să-l pedepsești, să-l duci, să-l imobilizezi, panimaiși? Dar tu asta nu faci, de ce? Prea mult factor uman, prea mult plai mioritic, prea mult folclor curge în noi. De ce? Apiaca, revenind la ce am început, hai să ne concentrăm pe probleme serioase. Atunci când vine vorba de un conflict dintre un activist civic și un alt cetățean care a greșit, să ne focusăm pe problema, pe încălcarea legii care este și după asta pe orgolii, pe vedetism, pe nu știu ce. Hai când vine vorba de circ la secția de poliție, dragi jurnaliști, să ne gândim în primul rând ce facem noi la acea secție de poliție. Contribuim noi cumva la împuternicirea organului de drept? Ajutăm noi cumva reputația acestui organ de drept? Sau ne sporim nou ratingul cu o prezentatoare destul de sexy, cu niște știri montate în stil de boievic? Tak vot. Eu vă pup cu drag, vă mulțumesc pentru atenție, vă reamintesc că emisiunea Lumina este susținută de patronii emisiunii Lumina, de oamenii mărinimoși și răbdători care mă acceptă așa cum sunt.
pe patreon.com/fedot, ei sunt peste 300, pe emisiunea.lumina@gmail.com, la fel sunt foarte mulți oameni care îmi trimit donații pe PayPal. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Această săptămână este una deosebită, pentru că această săptămână aici la Montreal este semaine de relaș, săptămână de relaxare. Copiii nu merg la școală, copiii mai mici nu merg la grădiniță, așa că noi trebuie să găsim o cale să îi distrăm. Deocamdată noi pe Magda am distrat-o cu vreo 150 de ml de lapte de capră și ea încă doarme, chiar dacă eu vorbesc destul de zgomotos în casă. Așa că probabil ne așteaptă o săptămână mai plină de live-uri, eu o să încerc să revin mâine, poi mâine cu niște adresări către dumneavoastră. Mulțumesc că v-ați făcut timp și m-ați ascultat. Dacă binevoiți, puteți să împărțiți câte un like, câte un share. Pentru cei care nu reușesc, ca să încerc să pun înregistrarea asta pe YouTube, pe contul emisiunea Lumina. Pupicei, numai bine, fiți puternici, bye bye. Da, stai, eu iar trebuie să stâng de aici. Băi, permanent uit cum se stânge asta.